Slăvit să fie Domnul! Fiți binecuvântați de Domnul! Toți cei care în dimineața aceasta ați hotărât că să veniți la părtășie cu Domnul, toți cei care ați hotărât să veniți, să stați de vorbă cu Domnul, să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și să mergem cu nouă putere de aici, din casa lui Dumnezeu, slăvind și binecuvântând numele Domnului. Am vrea să facem o rugăciune în dimineața aceasta și pentru aceasta am vrea să ne îndemne cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îndemne cuvântul lui Dumnezeu la o rugăciune și aș vrea să citesc un cuvânt din Cartea Romanilor, de la capitolul 12. Aș vrea să citesc versetul 2. Și cuvântul Domnului acolo spune în felul următor, ne îndeamnă în felul următor și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea plăcută, cea bună, plăcută și desăvârșită. De când ne naștem, ne naștem în noi cu dorințe și tot felul de pasiuni și fiecare om, după cum crește sau chiar de mic copil, aleargă și vrea, își dorește anumite lucruri și suntem materie și ne dorim să adunăm în jurul nostru tot felul de lucruri și Biblia spune că lucrul acesta, Biblia îl numește firea pământească. Firea aceasta tot vrea să adune. Dar la fel de bine, când suntem născuți în noi, mai este un gol. Omul tânjește de la naștere după dragoste, tânjește după ceva ce el nu prea poate să înțeleagă, după ceva etern. Gândul omului caută și inima omului caută pe tot parcursul vieții, caută eternitatea. Și Biblia ne spune așa de frumos aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Vedeți, ne putem potrivi chipului veacului sau putem, prin înnoirea minții noastre, să deosebim voia lui Dumnezeu și să ne potrivim lui Dumnezeu. Și vreau să ne rugăm în acest sens, în dimineața aceasta, îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu, să avem o preschimbare a minții, pentru ca să vedem voia lui Dumnezeu, să vedem ceea ce Domnul Dumnezeu vrea clar și dezlușit în viața noastră, de-a lungul trăirii noastre aici pe pământ, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și voia lui Dumnezeu este voia bună, este voia desăvârșită, ca noi toți să avem parte cu El în cer. Și partea cu El în cer se va face doar dacă nu ne vom potrivi chipului veacului acestuia. Vrem să ne potrivim cuvântului Lui, vrem să ne potrivim cuvântului Lui Dumnezeu și Lui, să fim ca El, să semănăm cu El. Și la lucrul acesta aș vrea să ne rugăm, vrea să ne ridicăm și să cerem Domnului lucrul acesta. Doamne, ajută-mă să deosebesc voia Ta în viața mea în fiecare zi. Amin.